Miță Ciolacu, Mihai Cristian Ciolacu pe numele lui, a fost adus direct consilier al Ministrului Fondurilor Europene în 2013. Firmele nepotului lui Marcel și oamenii din jurul lor merită un întreg episod. Desigur, nepotul lui Ciolacu a fost promovat pe merit să-l consilieze pe Mârlando Teodorovici, unul dintre cei mai dubioși miniștri PSD și cel care primea diplomă de la SRI prin poștă, că doar taxul nu a fost dita mai ștabul în Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Afacerea cu combustibil este o chestie din marea, marea familie PSD Buzău. Firma actuală a lui Miță a fost preluată de la domnișoara Lina Barbu, care s-a căsătorit cu domnul Volert,